Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Suntem la MedStar General Hospital. Suntem aici pentru a vorbi cu un chirurg, pentru a vă spune ce trebuie să faceți pentru a nu ajunge la spital, dar dacă se întâmplă, pentru că nu se întâmplă, de ce trebuie să veniți la MedStar General Hospital. Invitatul nostru de astăzi este doctorul Răzvan Boșneagul, este medic specialist chirurgie generală. O să vorbim puțin și despre cariera dumnealui, dar poate așa, mai pe la mijlocul emisiunii. Este o carieră interesantă, deși este relativ tânăr. Eu spun că tânăr, dar o să-l vedeți imediat. Bună ziua, domnule doctor, bine v-am găsit aici la MedStar General Hospital. Bună ziua! Bun, să ne spuneți, vă rog, de când lucrați aici și ce faceți exact? Eu sunt medic de chirurgie generală, sunt medic specialist și lucrez la MedStar General Hospital încă din perioada rezidențiatului, din ultimii ani de rezidențiat. Și sigur, și ca medic specialist am continuat să lucrez în echipa spitalului MedStar General Hospital. Ce înseamnă chirurgia generală? Chirurgia generală este un domeniu foarte, foarte vast și cuprinde patologii dintre cele mai diverse. De la patologii benigne, patologii care pot fi reprezentate ca și un exemplu de defecte ale peretelui abdominal, precum herniile, de litiază veziculară, clasicul colecist pe care îl știe toată lumea, până la patologii maligne, sunt cele mai de temut, să spun așa, sunt cancerele digestive de care toată lumea ar vrea să fugă, să le evită și noi ne dorim ca ei să le poată preveni. Sigur că împreună cred că putem să ajungem la acest deziderat. O să vorbim și despre prevenție. Ce înseamnă o operație la MedStar General Hospital sau în general? Înseamnă tăietură neapărat sau înseamnă o procedură modernă? În principiu avem multe variante prin care putem să pătrundem în diversele cavități ale corpului. Sigur că chirurgia clasică nu o să piară niciodată și sunt situații specifice în care nu te poate ajuta decât chirurgia deschisă. Adică tăietura clasică, da? Sigur. Bisturiul. Ne referem la momentul în care discutăm despre o traumă sau despre o patologie care îți impune un astfel de abord, o astfel de tăietură. O fractură, mă gândesc, nu știu. Sau... Sigur, da? Sunt patologii care impun inciziile și tăieturile acelea mari și clasice despre care vorbim, dar din ce în ce mai mult, acum tindem să folosim abordul minim invaziv, care a însemnat abordul laparoscopic și care poate însemna pe viitor și la noi abordul robotic. Sunt niște orificii miniaturizate prin care pătrundem și practic facem aceleași lucruri pe care le făceam și în chirurgia deschisă, doar că folosim un alt abord. Intrăm în aceste cavități sub un alt aspect, cu niște pense miniaturizate care ne și permit o manipulare mai bună a țesuturilor. Deci, practic, aș putea zice că pe lângă aspect, pe lângă confortul pacientului, este și un plus pentru noi ca și chirurgi și ne ajută foarte mult în actul pe care îl desfășurăm. Există operații care se fac în acest moment cu ambele, prin ambele metode, fie bisturiu, fie laparoscopic? Sigur că da, și aici o să abordăm și ce ați spus dumneavoastră despre prevenție. Adică un pacient care are o litiază veziculară și vine și se programează și are o discuție cu un medic chirurg și poate înțelege motivul pentru care trebuie să facă operația înainte ca patologia să se complice, o să beneficieze de un abord minim invaziv, de o chirurgie laparoscopică. Pe când un alt pacient, să spunem, care evită contactul și ajunge într-o formă extraordinar de complicată a acestei patologii, poate cu o peritonită, poate cu o perforație, poate cu o fistulă, deci cu o eventuală complicație, s-ar putea să trebuiască să aibă nevoie de o operație clasică. Deci prevenția poate însemna o operație în cele din urmă mult mai simplă pentru mult pacient. Mult mai simplă, da. Pentru că la laparoscopia, o perioadă de recuperare mult mai bună. Înțeleg că da, pleci mai repede acasă după Sigur. Ce te internezi aici, nu? Da. Da. Ce înseamnă prevenție în chirurgie? Nu e un termen pe care l-am auzit deseori. Chirurgia pare ceva, nu știu, aproape inevitabil pentru mulți dintre noi. Poate mă înșel. Nu, așa este. Aveți dreptate. Sigur că vorbind de prevenție, ideea este că ar trebui să tratăm acest parteneriat cu medicul chirurg nu ca un stadiu final. În principiu, bolile chirurgicale și adresarea către medicul chirurg vine doar în momentul în care nu se mai poate. Vine pacientul în momentul în care nu mai poate de durere sau în momentul în care nu mai are altă soluție și se evită o consultație anterioară, în momentul în care patologia poate să fie discutată, poate să fie planificată. Și nu e vorba de toată lumea, sigur că noi avem pacienți aici la spitalul nostru care vin după un tratament multimodal, cum avem aici o echipă de ecografie foarte bună și înțeleg avantajele a lua o boală din pripă, să zicem, și a avea un abord chirurgical care să fie bun și care să nu fie de urgență, cum îl numim noi. Scopul unui chirurg nu este
să taie sau să intervină la coroscopic, ci să prevină, nu? Eu așa credeam că asta e meseria dumneavoastră, mă scuzați, să tăiați așa și cu asta este voastră. Parte din meseria noastră și să știți că noi suntem considerați ca niște medici de medicină internă, adică să știm să diagnosticăm, să știm să tratăm, dar să știm să și operăm. Deci suntem niște interniști care operează. Pe lângă asta, se spune că un chirurg foarte bun e acela care știe să opereze. Un chirurg și mai bun e acela care știe când să nu opereze și, practic, să aducă pacientul în punctul în care să fie tratat pentru patologia lui fără să ajungă la bisturiu, dacă se poate, sigur. Există cazuri, mă scuzați, în care, nu știu, pacienți pe care i-ați avut, pe care i-ați tratat și care nu au avut totuși nevoie de operație? Există, sigur că da. Sunt în principiu bolile proctologice, să le zicem așa, adică patologia anorectală, hemoroizii. Sunt anumite categorii, nu toate, sigur, dar sunt anumite de categorii incipiente pe care le poți trata medicamentos sau cu lucruri care sunt minimale, precum ligaturi cu benzi elastice și așa mai departe, care nu mai necesită act chirurgical. Mai ales cu o discuție cu medicul chirurg, poate să însemne și înțelegerea modificărilor pe care trebuie să le faci la nivelul stilului de viață, al alimentației, de exemplu, și poți să eviți complicarea acestor patologii. Poate să le eviți cu totul. Deci un chirurg îți poate da și sfaturi despre sigur. Ce să mănânci, când să mănânci. Așa da? E, așa e. Nu suntem aici doar ca să facem operații, să știți. Da. Încercăm cel puțin o mare parte dintre noi să fim mai complexi decât atât. Mi-a schimbat viziunea despre ce înseamnă un chirurg, să știți. Repet, eu credeam că un chirurg are menirea numai să taie, să repare și atât. Operați singur sau în echipă? În echipă. Întotdeauna, sau cel puțin la noi, în echipele de chirurgie generală, unde se face o chirurgie amplă, trebuie să ai echipă în spate, să ai echipă alături și în funcție de momentul evolutiv, să spun, al chirurgului, rolul ți se schimbă. Dacă în anii mici ești practic un ajutor pentru chirurgii care sunt experimentați și care te învață și îți dau de la ei toate datele pe care le au, eu știu, pasiunea pe care o au față de gestul chirurgical pe care îl fac, efectiv te muți la masa operatorie în funcție de anul și de experiența pe care o capeți până când ajungi să faci operațiile ca operator prima mână. Dar și atunci să știți că ai nevoie de echipă. Deci așa se cheamă, operator prima mână. Da. Când ești tu cel care face principalele, nu știu, gesturi în timpul operației. Da. Cum e să fii la a doua mână și la prima mână într-o operație? Diferență acum depinde, mare? Dacă este diferență mare, dacă ai noroc să ai un mentor cum am avut noi, noi am avut pe cine? Mentor doctorul Popescu Răzvan, cu care și lucrăm aici în clinică. Care operează aici cu dumneavoastră. Operează aici și noi formăm echipă împreună cu dumnealui, de exemplu pacienții cu obezitate. Chirurgia bariatrică se face aproape exclusiv în spital de către dumnealui în echipă cu noi. Și atunci, pentru noi, acest dans între prima mână și a doua mână a fost foarte ușor și a venit natural, să spun așa. Câți sunteți? Câți chirurgi sunt aici? În total, eu știu, cred că sunt un număr de 8-10 chirurgi în toată clinica și bineînțeles că există echipe individuale formate dintre acești 8-10. Ați avut cazuri deosebite în ultima vreme, că probabil că au fost destul de multe. Spuneți-mi, nu știu, unul sau două cazuri. Sigur, am avut cazuri de chirurgie, că tot vorbeam despre chirurgia bariatrică, de chirurgia obezității. Am avut pacienți care au avut peste 160-180 de kilograme, unde este o provocare numai să-i plasezi pe masa de operații și să ajungi în zona pe care vrei să operezi. Dar apoi să și îți atingi scopul acela de a putea să modifice anatomia în așa fel încât pacientul să și piardă în greutate, să nici nu aibă complicații postoperatorii și să-l redai societății fără comorbiditățile care sunt de speriat. Se operează, spune, și cancer aici? Da, se operează și cancere. La fel se pune problema unei echipe multidisciplinare și a unei echipe formate de mai mulți chirurgi cu diferită experiență. Cele mai frecvente tipuri de cancere care se operează aici sunt cancerele digestive. Deci cancerele de stomac, cancerele de colon, cancerele de rect. Cât durează o operație, una de cancer digestiv, de exemplu? De obicei, ele depășesc 3 ore. Depășesc 3 ore și, în principiu, unele, sau, mă rog, multe dintre ele se vor face printr-un abort clasic, așa cum vorbeam la început, pentru că unele stadii evolutive ale cancerilor nici măcar nu-ți permit abordul laparoscopic. Dacă vorbim de tumori voluminoase, dacă vorbim de ganglioni foarte mulți, atunci nu poți să faci rabat de la principiul pe care l-ai, acela de a scoate toată masa ganglionară, acel de a scoate tumora și ca pacientul să fie bine. Și atunci nu facem sacrificii de genul ăsta vis-a-vis de potențiala vindecare a pacientului și folosim orice tehnică ne este la îndemână.
Există posibilitate de prevenție și în ceea ce privește aceste cancere, diferite tipuri de cancer despre care vorbiți? Absolut, există, să știți, există. Cum prevenim, domnule doctor? Păi, în primul rând, prin prezentarea în cadrul unui spital cum este acesta, sau spitalele de stat sau altele, prin care poți să intri în programele de screening. Program de screening înseamnă că te duci fără să ai niciun fel de acuză, fără să fii bolnav. Te duci în cadrul unui spital și poți, pe diferite grupe de vârstă, să știi cam la cine să te aștepți, la ce fel de cancer să te aștepți. Și atunci faci o endoscopie digestivă, fie superioară, fie inferioară, sau un test din materiile fecale pentru o sângerare ocultă pe care nu o vezi, nu o simți. Și atunci știi că este posibil să ai un cancer la un pacient într-o formă incipientă. Iar atunci, dacă vorbim despre o formă incipientă, se schimbă planul. Nu mai vorbim de inciziile mari de care vorbeam adineauri cu tumorile voluminoase și cu mase ganglionare voluminoase, nu. Vorbim de un cancer incipient care va putea fi tratat laparoscopic. Deci minim invaziv. Să vă răspund la întrebare pe care nu mi-a spus-o, apropo, dacă se pot rezolva cancere pe care laparoscopică, da. Da? Da. Inclusiv noi, împreună cu doctorul Popescu, am realizat aceste tipuri de operații pentru o grupă selecționată. La ce tip de cancer? Cancer colorectal, un cancer de colon sigmoid operat pe cale laparoscopică. Ce înseamnă grupă selecționată? Grupă selecționată adică pacienți cu tumori mici, incipiente, fără metastaze și fără comorbidități importante. Că să nu fie pacienți care sunt vârstnici, care suferă pentru un timp mai lung al intervenției chirurgicale, care să suporte diversele poziții pe care le avem în tipul laparoscopiei. Da, nu, omul nu stă întins, pacientul nu stă întins pe pat. Stă întins pe pat, dar noi dăm masa cu capul mai sus, dăm masa cu capul mai jos, tocmai în așa fel încât să ne poziționăm organele în aria și în câmpul vizual. Înțeleg oamenii constanțenii, cei care calcă pragul spitalului acesta, de exemplu, că e bine să prevină? Păi, în principiu, după discuțiile cu medicii de aici sau după discuțiile în familie, dacă au norocul să discute cu cineva care are tangență cu chirurgia sau cu medicina, cât de cât înțeleg și sunt foarte receptivi. E un punct foarte pe care eu îl consider al nostru aici, al educației noastre medicale. Că înțelegem și vedem cum putem comunica mai bine cu pacienții. În așa fel încât, sigur că vom folosi și termeni tehnici, că este foarte frumos să-i folosești și e foarte important. Totodată trebuie să te și adaptezi ca discursul tău să ajungă la receptor. Receptorul să știe. Să-l înțeleagă ce spuneți, nu? Da. Da, interesant. Cred că este greu pentru un medic, o persoană care are atât de mulți ani de pregătire, să vorbească pe înțelesul tuturor. Uneori ne dăm și noi seama că folosim din ce în ce cuvinte care poate nu sunt, cu care oamenii nu sunt familiarizați, dar avem viteză în a le traduce, să știți. Există diferență între modul cum este operat un pacient într-un spital de stat și într-un spital privat ca acesta? Diferențe mari nu ar trebui să existe, nu zic că nu sunt. Sigur că ce ne interesează foarte mult și despre ce o să discutăm apropo de spitalele private sunt în principiu infecțiile nozocomiale. O infecție nozocomială, de fapt, înseamnă o infecție intraspitalicească. Un germen care se găsește în spital, deci nu îl găsești în comunitate, acasă sau eu știu pe unde activează pacientul. Da, da, da. Într-un spital de stat unde vin patologii din ce în ce mai grave, să zic, patologii urgente, tot felul de pacienți care poate nu sunt pregătiți, incidența infecțiilor nozocomiale este clar mai mare. Într-un spital privat, numărul de infecții nosocomiale se apropie de zero, dacă spitalul este bine dotat și dacă se respectă toate regulile. Cel puțin la noi avem reguli stricte de asepsie și antisepsie, nu că n-ar fi și în alte locuri, dar se pune accentul pe așa ceva, în așa fel încât să existe confort pentru pacient, dar și siguranță pentru pacient. Deci unul dintre principalele avantaje acesta ar fi în general, da? Da. Pentru că vorbim, nu știu, probabil și de... Când vorbim de spitale private, de clădiri noi în general, într-o clădire nouă riscul este mai mic de apariția? Da, sigur, clădirile sunt noi, ritmul pe care îl folosești trebuie să fie adaptat nevoilor pe care le ai, inclusiv circuitul pacientului este adaptat. Sigur că spitalele noastre, care sunt construite acum mai mulți ani, vorbesc de cele de stat, 60, nu mai au cum să mai îndeplinească la fel de ușor circuitele. Ele le îndeplinesc, dar trebuie să faci niște artificii ca circuitul pacientului de la pat până la sala de operație și înapoi în pat să fie optimizat. Într-un spital de stat este poate un pic mai dificil să faci ca acest circuit să fie fără a se întâlni unul cu celălalt. De câte ori vin... Vă ascult! Da, nu, atât asta. De câte ori vin aici, pentru că vin, cred că mai des decât vreau, la spital aici, este aglomerat. Dar, totuși, întrebarea este, există lumea reticentă să vină la privat? Nu spune domnule doctor, aș vrea, nu știu, la stat sau...
În principiu există și această categorie de pacienți și pacienții, să știți că nu este în principiu vina lor sau o reticență directă către spital privat, cât legată de costuri. Ce avantaj avem noi în principiu la spitalele la care activăm, la spitalul MedStar, este că există și o serie de contracte care sunt desfășurate cu casa de asigurări. Deci o parte dintre bani sunt suportați și de casa de asigurări, fiind acest parteneriat între spitalul privat și Casa Națională. Deci cine vine să se opereze plătește, dar nu plătește costul întreg al operației, dacă este asigurat, da, plătește o anumită parte. Sigur, și nu numai legat de consultații, cât și de operații, cât și de consultații. Sau pansamentele postoperatorii se pot face în regimul ăsta, sau eu știu, consultațiile se mai pot face cu bilete de trimitere, nu știu dacă neapărat către noi, către chirurgie, dar sunt o grămadă de alte variante de a consulta un pacient, de a vedea un pacient, de a investiga un pacient, care să nu presupună tot acest efort financiar să îi fie în spatele pacientului. Da, deci cine vrea să vină trebuie să se gândească la acest lucru, da, că nu va plăti suma întreagă. Așa dimpotrivă, dacă este asigurat. Bun, de câte operații ați făcut până acum? Acum un an de zile, cred că realizam o emisiune cu un medic care are vârsta pensionării, e celebru din București, spunea că are un număr impresionant de operații. Da. Mă rog, cred că le număra. Dumneavoastră câte? Noi nu le număra, să știți, că nu le numărăm cantitativ, calitativ. Eu știu că noi avem un feedback foarte bun al pacienților noștri. Nu pot să zic că sunt mii de pacienți operați, nici sute de pacienți. Da. Dacă aș pune discuția în echipă, da, sunt zeci, poate sunt sute de pacienți anual. Individual nu o să fie niciodată un număr extraordinar de mare de pacienți. Dar nu asta e important, nu numărul, ci calitatea operației. Da, mulțumirea pe care o ai când te întâlnești cu pacientul care e rezolvat din punct de vedere chirurgical și pe care îl vezi că zâmbește din nou. Dar vine pacientul înapoi la un doctor care l-a operat și spune mulțumesc că m-ați operat? Da? Vin, să știți. Da? E surprinzător. Vin pentru că trebuie, pentru un consult postoperator. Vin pentru consulturile postoperatorii, da? Și de obicei să știți că patologiile vin și mai apar și altele care nu sunt așa de grave, să zicem. Poate să fie un pacient care a fost operat de un cancer colorectal și care are un supraviețuitor practic al cancerului, care în următorii 5 ani de zile să se prezinte pentru o hernie inghinală sau pentru un defect parietal abdominal, o altceva, o hernie umbilicală. Și atunci îl vezi și vezi că vine cu o altă deschidere în echipa chirurgicală și poate vine către un chirurg mai tânăr, așa cum suntem noi. Da, n-ați avut, pentru că sunteți tânără, totuși în ciuda experienței pe care o aveți, pentru că este o experiență destul de îndelungată, n-ați avut reticențe de la pacienți care să spună, sunteți prea tânăr? Nu știu dacă au fost, nu le-am simțit, să știți. Deci nimeni nu v-a spus. Nu le-am simțit, n-am simțit aceste reticențe. Sunt convins că sunt. Întotdeauna când ai o problemă de genul ăsta și poate și noi, dacă am fi în locul pacienților, ai vrea cel mai bun să fie cel mai bun al celui mai bun. Dar lucrați în echipă, cum între cei mai buni doctori din Constanța, nu? Da. Și asta este un mare avantaj pentru noi. Avem un stil practic care ne ajută și ne... Aș vrea să vorbim puțin și despre modul cum ați ajuns medic. Ați absolvit, am căutat puțin profilul de socializare, nu sunteți foarte activ, ați absolvit Colegiul Mihai Eminescu. Da. Eu știu că e un colegiu de umană, așa îi spuneam noi acum, cred că se cheamă altfel. Ce ați terminat acolo? El e un colegiu național, dar are și o secție de științele naturii. Deci ați absolvit științele naturii. Și am absolvit științele naturii, da, unde se pune accentul pe fizică și chimie. Fizică și chimie. Da, și atunci facem fizică, chimie și biologie. Ele vin practic la pachet. Deci cam asta trebuie, chimie, biologie, ca în să devii medic, da? Da. Bun. Am văzut că ați optat pentru Universitatea Ovidius din Constanța, nu ați ales un alt centru universitar, cum ar fi București, care e aproape. Îmi puteți spune de ce Universitatea Ovidius? A fost o alegere conștientă, să știți. Și sora mea a terminat facultatea de medicină aici, este medic stomatolog. Eu știam că medicii care lucrează și care activează ca și cadre universitare au o calitate extrem de crescută și își desfășoară acest act didactic cu succes. Și nu m-am înșelat. Adică pe parcursul anilor facultății am putut să descoper oameni deosebiți și unii dintre ei care, uitați, mi-au devenit mentori pe perioada pregătirii în rezidențiat. Practic, din acest motiv am și ales să rămân aici ca și rezident. Punctajul îmi permita, poate, să merg și în alte centre universitare, inclusiv... Da, cu rezidențiatul sigur, aici. Da, și putut să optez și pentru București și pentru alte centre mai mari, dar am optat aici, într-o clinică în care, v-am zis încă o dată, n-am greșit, dimpotrivă, este una dintre clinicile fruntașe ale țării în ceea ce privește chirurgia generală.
nu se uită, nu știu, colegii din București sau din Cluj, la cei din Constanța, la dumneavoastră spunând, da, ai terminat la Constanța așa cu un de sus. Nu se uită așa, nu? N-am întâlnit genul ăsta de colegi sau poate, eu știu, i-am evitat pe genul ăsta, am evitat genul ăsta de oameni, dar să știți că nici nu este cazul, în ideea în care rezultatele sunt absolut comparabile, iar unele dintre ele sunt poate superioare unor clinici din București. Dotarea, domnule doctor, dotarea facultății de medicină este comparabilă cu... Este. Ale celor din București, din Cluj? Este comparabilă cu dotarea spitalelor din țară. Poate, sigur, nu în aceeași măsură, ele fiind spitale și universități cu tradiție. Și atunci, sigur că sunt dotate poate mai bine, poate sunt mai mulți bani pentru infrastructură. Dar și la noi s-au dezvoltat aceste lucruri, inclusiv acum câteva luni se deschide sau se modifică și se face un centru de pregătire, un centru de simulare la Universitatea Ovidius din Constanța, unde sperăm și noi să mergem cu studenții pe care noi acum îi avem, eu fiind și asistent universitar. Am vrut să urmez și cariera universitară pentru că mi-a plăcut, mi-am dorit să dau mai departe din ceea ce am învățat. Mi-a plăcut acest parteneriat practic cu studenții și am optat de devreme pentru a fi integrat în universitate. Părinții dumneavoastră, mă scuzați că vă întreb, sunt medici sau? Nu. Eu vin dintr-o familie care nu a avut legătură, în afară de sora mea care e medic stomatolog. De sora mi-a spus, da? Părinții nu au fost, nu. Deci un tânăr care vrea să se facă medic poate ajunge asistent, iată, în universitate. Sigur că da, absolut. Uneori, pe la colțuri, se mai vorbește că trebuie să ai prieteni, poate relații, poate părinți medici sau... nu e cazul, nu? Eu ce am învățat că trebuie este să ai perseverență, seriozitate și să-ți dorești să faci lucrurile acestea. Ca să fii asistent universitar sau și mai mult șef de lucrări conferențial profesor, îți trebuie un timp pe care trebuie să-l aloci acestei pregătiri, care este extra. Este extra spital, este extra, eu știu, profesiuni de medic chirurg sau de orice altceva îți alegi. Atunci, dacă nu există pasiune și nu există dorință, practic, indiferent de unde vii sau cum ești, nu cred că ai putea să reușești. Poate că sunt cazuri în care se reușește, dar sigur nu este ceva așa cum ar trebui să fie sau ceva de calitate. Dacă un copil de liceu din Constanța vrea să devină medic, îi puteți recomanda cu mâna pe inimă Facultatea de Medicină din cadrul Universității Constanța? Nu pentru că sunteți asistent acolo. Nu, sigur. Eu i-aș putea recomanda pentru că sunt anumite avantaje pe care le ai și pe care nu trebuie să le ignorăm. Care sunt acele avantaje? În principiu, acum s-a schimbat infrastructura și a universității. Sunt săli de curs, sunt săli de lucrări practice. Este centrul nou pe care vi l-am zis de simulări în care au venit calculatoare dotate cu diverse programe de simulare. Sunt manechine noi. Centrul este dedicat, adică campusul nou este făcut și este numai pentru medicină, adică nu se amestecă cu alte facultăți. Ai timp, ai loc să studiezi. Mai este și avantajul celor care sunt de la mare și sunt de acasă, că nu își pierd practic timpul și sunt într-un loc cunoscut și le permite timpul ăsta să-l aloce învățatului. Eu știu, dezvoltării profesionale. Sunt spitalele noastre, nu sunt foarte multe, dar Spitalul Județean este un spital în care poți să faci practică de vară cu succes. Noi avem studenți pe care îi primim în practică de vară și ei pot să vadă și practic ceea ce noi învățăm teoretic. Și ei, mă rog, în privat, acasă, învață teoretic. Deci asta cred că sunt avantajele principale. Da. V-a fost greu să vă angajeți aici, la MedStar? Nu. Să vă zic sincer, nu mi-a fost foarte greu. A venit natural. A venit natural, urmând practic echipa în care am fost format, a fost următorul pas. Adică lucru în privat a venit ca o treaptă în cariera pe care o urmează. Vreau să subliniez faptul că probabil nu sunt singur din generație care și-a găsit repede de muncă și bine, nu? Nu sunt singur. Noi, v-am zis, facem parte din echipă, dintr-o echipă bine sudată chirurgicală și atunci a fost o treaptă în pregătirea noastră și asta. Când ați știut că vreți să deveniți medic? Păi aș putea să zic atunci, la începutul liceului, în clasa 10-a, deja mă hotărâsem și îmi imaginam cum o să fie viața mea după, în momentul în care o să aleg medicina. Nu m-am gândit neapărat la facultate, cât la ce o să se întâmple după ce termin facultate, la profesia pe care o să urmez. De altfel și știam că vreau să fac chirurgie, nu știam exact ce. Știați din clasa 10-a, da? Știam că vreau să fac o formă de chirurgie, nu știam exact să zic ce, nu știam că o să ajung să fac chirurgie minim invazivă sau cancere colorectale sau... cum fac acum
am avansat către chirurgie toracică, dar... Vă specializați, înțeleg, în... Da, noi, practic, chirurgii de chirurgie generală întotdeauna caută să se supra-specializeze. Chirurgia asta minim-invazivă de care am tot vorbit este o supra-specializare. Pentru mine, acum, suplimentar a venit și pentru că este o nevoie de chirurgie toracică, o a doua specializare. Chirurgia toracică. Este nevoie de ea? De ce spuneți asta? Este nevoie. Cel puțin aici, în zona noastră, chirurgi toracii sunt foarte puțini. Este, în principiu, un singur coleg care face așa ceva. Adică sunt foarte puțini, dar e numai unul, nu? Sunt foarte puțini, adică unul singur și da. Cu mine, acum, care sunt rezident în a doua specialitate, să zic. Am înțeles. Aveți timp? Să le faceți pe toate? Îmi fac timp. Sigur că timpul este limitat și nu poți să faci chiar tot ce ți-ai propus și la un moment dat necesită sacrificii și apropo de timpul cu familie și de, eu știu, hobby-uri sau alte activități pe care vrei să le desfășori, dar este ceva ceea ce merită și la un moment dat cred că poți atinge un echilibru. De ce n-ați ales o specializare mai simplă, din toate punctele de vedere, care v-ar fi dat și mai mult timp liber și poate mai puțină bătăie de cap, pentru că să fii chirurg mi se pare extraordinar de greu. Așa, e o întrebare pe care mi-o pun membrii familiei. Nu? Asta, da. Sunt convins. N-am ales altă specializare pentru că mi-a plăcut aspectul ăsta al chirurgiei, că iei un pacient pe care îl vezi în suferință și ai ce să-i faci ca să-l rezolvi, ca să-l duci la un punct la care să fie și rezolvat. Am simțit o anumită frustrare în facultate în momentul în care aveam de-a face cu specialități medicale, în care o boală era tratată medicamentos pentru, nu știu, ani de zile și totul lucrurile nu se rezolvau. Acea chirurgia pentru mine a venit ca un lucru așa deosebit în care vedeai o boală pe care puteai să o atingi, pe care puteai să pui mâna, pe care puteai să o operezi și să scapi pacientul respectiv de acea suferință. E nevoie de vreo calitate specială la un om, nu știu, un adolescent care vrea să devină chirurg? Că trebuie să aibă o super forță, ceva sau... Nu cred. Trebuie să aibă perseverență și dorință și să încerce în fiecare zi să se autodepășească ca să ajungă la punctul la care să facă lucrurile pe care noi le numeram aici. Adică să treci peste o limită de confort, să știi că nu totul o să fie frumos și sclipicios și așa mai departe și că o să trebuiască să-ți murdărești la propriu mâinile, dar astea în beneficiu pacientului. Au fost momente complicate în care a spus era mai bine să mă fac nu știu altceva? A fost? Nu știu dacă au fost chiar atât de complicate încât să zic că n-ar fi trebuit să fac, dar da, există frustrări de genul ăsta în care simți uneori că nu mai poți, că te depășesc. Sunt și gărzile care sunt extrem de dificile. Gărzile în care, nu știu, poți să stai 24 de ore și să consulți și să vezi pacient și după acelea 24 de ore să te apuci practic de operat. Ceea ce se mai presupune încă 10 ore, încă 8 ore, încă 12 ore. Dar, da. V-ați gândit vreodată să facem față cu succes? V-ați gândit vreodată să plecați de aici, din țară? Nu, serios. Adică n-am luat niciodată în calcul o plecare. Am luat în calcul plecările pentru perfecționare. Și asta am și făcut. Am mers la tot felul de cursuri internaționale, în principiu în Europa. N-am plecat mai departe decât Europa, dar am mers și în Franța, și în Suedia, și în Italia. Au fost tot felul de workshop-uri pe care le-am făcut în cadrul congreselor sau extra. Pur și simplu, cum vă dădeam exemplu chirurgiei minim-invazive, sunt tot felul de pregătiri pe care poți să le faci în centre cu renume, centre cu tradiție. Nu vă gândiți cu groază la faptul că va trebui să învățați toată viața? Pentru că un medic învață toată viața. Asta este dimpotrivă. Te gândești cu bucurie că da? Înveți toată viața. Sigur că da. Pentru că este un lucru pe care îl faci, ți-l dorești, ți-l ai dorit și este un lucru interesant, care te ține viu, practic.